10 ani. Bă, ori fi mulți, ori fi puțini, să convenim că sunt mai degrabă mulți. Deși, uite așa trec 10 ani în viață. Prin urmare, azi, la deșteptarea, vom încerca să aflăm cum și când au trecut pentru și peste una dintre cele mai prolifice școli de fotbal, nu doar din Bacău și din Moldova, ci din întreaga țară. Este vorba de Academia de Fotbal Cristian Ciocoiu, FC Bacău. Cum au trecut acești 10 ani? Alegerea nu e întâmplătoare. Nu e întâmplătoare pentru că fix anul acesta Academia aniversează un deceniu de existență. Discuția nu o puteam purta în altă parte decât aici, la baza de la Rușciuta, unde își desfășoară activitatea nu doar copiii și juniorii Academiei, ci și vârful acestei piramide fotbalistice, și anume divizionarea C, FC Bacău. Și evident, această temă nu putea fi abordată decât în compania fondatorului Academiei, Cristi Ciocoiu. Eu sunt Dan Sion, dumneavoastră îmi mulțumesc pentru faptul că ne urmăriți, iar lui Cristi îi mulțumesc și pentru că ni se alătură discuției, dar și pentru găzduire. Cristi, bun găsit! Bine ați venit, mă bucur că ați ales să fiți alături de noi și sper eu să avem o discuție frumoasă. Dăm timpul înapoi, în octombrie 2014, pornea la drum Academia de Fotbal Cristian Ciocoiu. Când s-a venit ideea? Ei, prima dată ideea mi-a venit în momentul în care am renunțat la fotbal, deci în 2004, practic. Dar în acel moment m-am lovit de niște aspecte birocratice și acest lucru m-a făcut să renunț pentru o perioadă de 10 ani. Din păcate, cred eu că s-a pierdut acest timp fără să se întâmple nimic în segmentul fotbalistic din Bacău. Te-aș întrerupe și aș spune că lucruri s-au întâmplat, dar în rău, nu în bine. Da, mi-e și greu să contabilizez lucrurile rele pe care le-am trecut și pe care le-am trăit împreună în această perioadă. Practic, am ajuns la dezastru, practic încercăm și am zis că e timpul să încercăm să aducem, să readucem Bacău în prim planul fotbalului românesc. Deocamdată am reușit la nivel de juniori, încă încercăm să ne stabilizăm poziția acolo sus în ierarhia fruntașă. Avem un foarte mare ajutor din partea finanțatorilor, în speță în principal companiei Dedeman. Și cu ajutorul lor punem bazele infrastructurii atât de necesare dezvoltării unui club în format de academie. Pentru că, cum știi foarte bine, s-au înăsprit condițiile de a accede în topul academiilor din România. Apropo de infrastructură, cu siguranță că la început ai izbit de foarte multe probleme financiare, logistice, de infrastructură, de selecție și așa mai departe. Care a fost totuși obstacolul cel mai dificil de surmontat? Nu știu să zic neapărat unul. Sunt cumulați factori care îngreunează activitatea. Sunt, factori mulți de stres care te fac în anumite momente să vrei să renunți, dar am avut norocul să avem un colectiv cât de cât de oameni care în momentele grele au știut să facă acest club să meargă înainte. Pentru că nu-i simplu, sunt ani de frustrări. Chiar și acum, în condițiile în care s-au făcut niște investiții substanțiale... Și au apărut niște rezultate. Și au apărut, într-adevăr, niște rezultate, cu toate că eu aștept rezultatele acelea pur fotbaliști și acelea de a vedea
niște promovări ale jucătorilor, de a vedea niște jucători ai noștri jucând în campionate puternice și de ce nu în Naționala României. Încă mai avem de așteptat pentru a face acești pași. Revenind la momentul de început, sunt convins că foarte multe persoane ți-au tras de mânecă și ți-au zis, tată, în ce te bagi? Te-aș întreba, cine a crezut foarte mult în acest proiect? Deci eu am crezut că este nevoie să se facă un club cu structură foarte bună de academie. Alături de mine am avut niște prieteni apropiați, am avut, eu știu, și un fost prieten de acum, că nu mai neapărat, nu mai suntem în condiții de prietenie ok, care a stat lângă mine și m-a presat să mă convingă să fac pasul, pentru că eu eram nehotărât și el a simțit că aș vrea și atunci a presat, el fiind interesat de copilul lui pe care îl avea la un club în oraș, simțea nevoia de atunci nu de o dezvoltare. Nu știu dacă ne ajută sau nu, Lucian Ciubotaru e numele lui, a fost un amic de-al meu. Din păcate, se spune că băiatul lui Lucian, Traian Ciubotaru, joacă, a ajuns în Italia mai nou, din toamnă undeva în Liga a 4-a la Gravina. Dar în egală măsură, acești 10 ani în care cu siguranță că ai avut multe persoane împotrivă, dar și multe persoane alături de tine, în acești 10 ani s-au cam decantat multe lucruri, nu? Da, este normal, pentru că... Adică și la nivel de colectiv, și la nivel de staff. Vă dați seama că încă suntem în căutări, mai ales că federația ne obligă să avem antrenori licențiați cu niște licențe foarte înalte, care, din păcate, în zona Bacăului nu există. Și aici spun din păcate, pentru că nemai fiind de atâta timp fotbal de calitate la Bacău și un nivel ridicat de performanță, nici antrenori nu s-au mai format, n-a fost interes pentru așa ceva și atunci, practic, ne este foarte greu să putem să avem antrenori și personal calificat din Bacău cum ne-am fi dorit. Pe de altă parte, în ăștia 10 ani, cred că nu greșesc dacă spun că 2023 a fost totuși un an de vârf. Adică e clar că lucrurile au evoluat, s-au pus cărămizi peste cărămizi, dar 2023, nu pentru că este ultimul an, dar pentru că pe partea de seniorat ați reușit să faceți pasul de unii singuri către Liga a 3-a după parteneriatul cu cei de la FC Dinamo Bacău. La nivel de echipe de juniori ați avut rezultate foarte bune, plus că la nivel individual au fost promovați jucători, au și plecat, chiar și în străinătate, plus da, alți jucători care au ajuns la loturile naționale. În momentul în care am pornit acest proiect, erau clari acești pași. Am reușit, n-a fost foarte ușor să ajungem la concluzia că suntem pregătiți, poate nici n-am fost 100% pregătiți pentru acest pas, dar dacă mai întârziam, deja pierdeam din ce în ce în ce mai mulți copii și nu le-am fi dat posibilitatea unora să acceadă la seniori și altora să viseze și să vadă, să perceapă ce înseamnă evoluția lor în cadrul clubului. Și atunci poate că ar fi avut îndoieli în a continua cu noi sau a căuta alte variante de cluburi în alte zone ale țării. Fac o mică paranteză apropo de a căuta alternative. E mai greu să antrenezi copiii sau e mai greu să antrenezi părinții copiilor? Da, acest lucru încă este foarte dificil la noi și nu mă refer numai la noi, la FC Bacău și în România. Părinții, cum e normal, își văd subiectiv copiii, nu toți înțeleg ce înseamnă drumul către performanță.
Poate nici noi, ca staff, nu tot timpul avem cele mai bune explicații sau cele mai multe moduri de a-i face să înțeleagă anumite aspecte ale drumului către performanță al unui copil. Cert este că cel mai important este pentru copii să crească într-un mediu curat, să crească într-un mediu sportiv, să înțeleagă ce este sportul, după care, bineînțeles, în timp se cern cei care într-adevăr au o inclinație spre fotbalul de performanță și atunci intervine partea mai grea de pregătire, partea mai grea de a renunța la anumite lucruri de ale copilăriei, de ale tinereții, pe care trebuie să și le asume fiecare pentru a putea face față la nivelul de pregătire care se cere în acest moment la noi, la Academie. Pentru cei care se uită la noi, hai să detaliem puțin cum funcționează Academia. Cea mai mică grupă de vârstă este? Deja a scăzut foarte mult grupa de vârstă. Cred că sunt copii și de 4 ani, de 5 ani, pentru că copiii, nemai jucându-se în fața blocului, au nevoie de mișcare și atunci părinții aleg partea asta de a-i aduce într-un mediu organizat să facă mișcare. Este păcat că am pierdut zona din fața blocului, sunt foarte multe lipsuri din acest punct de vedere, dar e bine că există cluburi care au coborât nivelul de vârstă pentru a avea copiii unde să facă primul contact cu ce înseamnă sportul. Bine, pe de altă parte, voi ați coborât nivelul de vârstă până undeva la 4-5 ani, dar vedem la echipa de seniori copii de 15 ani care ajung să facă parte din lotul echipei mari. Adică lucrurile au o tendință unilaterală de a arde etapele. Păi, cam asta e scopul unui astfel de club. Scopul e să promoveze și să dea spre nivelul superior jucători. Cert este că avem în cap o piramidă și a echipelor de seniori ale clubului. Încercăm să facem fără grabă acest lucru. Ne-am propus ca în maxim 2 ani de acum înainte să încercăm o promovare în al doilea eșalon. În același timp, este mai mult ca sigur că o să ne trebuiască măcar o colaborare foarte strânsă cu un club de divizia a treia pentru a putea tot așa să avem toți pașii puși la punct pentru dezvoltarea copilor și introducerea lor în mediul de seniori, după care iarăși vom face o evaluare și vom fixa un obiectiv pentru promovarea în prima ligă și sper să reușim să ne bucurăm împreună de acest moment, pentru că ne lipsește și mie personal mi-e dor să văd din nou fotbal la Bacău de prima ligă. Să ne bucurăm vreun înseamnă că să vină cât mai repede, să nu cumva... Normal că da, îl așteptăm cât mai repede, dar nu vrem să ne facem niște pași nerealiști, vrem să fiecare, eu știu, promovare trebuie să fie gândită și trebuie să fie împinsă de la spate de performanțele copiilor pe care noi încercăm să îi formăm în clubul nostru. Pe de altă parte, parcursul de până acum în acești 10 ani arată că totuși calculele voastre au fost corecte, adică n-ați făcut pasul mai lung decât piciorul, cum se spune, și uite că acum putem vorbi de o echipă de Liga a treia care se așează bine, în speranța în care în 2 ani, cum spuneai tu, poate apărea următorul pas. Pentru a ne gândi la promovare trebuie să ne gândim la mai multe aspecte ce țin de organizare, ce țin de infrastructură. Noi, ca și club, nu suntem pregătiți în acest moment, dacă ne-am dorit o promovare, să accedem în Liga a doua. Nu avem teren, din păcate, un stadion, de fapt, unde să putem juca meciuri oficiale de Liga a doua. Probabil, în momentul în care o să apară acest stadion, și noi o să apărăm undeva în Liga a doua, dacă jucătorii care o să-i avem în clubul nostru
și cei care, pe care o să-i creștem o să ne permită accederea în acest segment. Cel mai probabil un stadion al FC Bacău ar putea să apară chiar în spatele nostru, asta cu sprijinul finanțatorului. Da, deja este la stadiu de proiect, se va face acest lucru din... Nu știu exact când putem începe construcția, dar este clar că în primă fază vom avea toate cele necesare în baza FC Bacău de aici, din Letea Veche. Și va fi un stadion, pentru Liga a doua. Pentru a nu, în caz de reușim prin efortul sportivilor să promovăm, să nu avem probleme de a ne întreba în acel moment unde mergem, unde jucăm. Nu e corect să facem asemenea planuri nerealiste. Spuneam de 2023 ca de un an de vârf. Spune-mi un lucru care te-a bucurat în mod deosebit anul trecut, pentru că, repet, ați avut suficiente motive de satisfacție și de bucurie. Ați adus o echipă de primă ligă în Cupa României, pe Oțelul Galați, ați promovat jucători la loturile naționale, v-ați consolidat undeva la nivelul Ligii a treia, plus, cum spuneam și mai devreme, ați avut acele rezultate foarte bune la nivel de turnee finale la juniori. Foarte important și cel mai important lucru, cred că a fost că am avut și am reușit să avem echipa de Liga a treia FC Bacău. După care am obținut un rezultat foarte bun cu Under 16 și am obținut locul 3 la elită. Cred eu că ăsta este cel mai bun rezultat al nostru, siguranță este cel mai bun rezultat al nostru. Am câștigat și o cupă a României la național. Deci am reușit să facem pasul în careul de aș al elitei fotbalului românesc la nivel de Under 16. Iarăși consider că în acest moment suntem în urma rezultatelor pe care le-am avut, cel puțin până la nivelul de vârstă la care am participat la elit, suntem în primele 10 cluburi din România, ceea ce ne bucură. Dar noi trebuie să privim în viitor și pasul foarte important pe care sperăm să-l facem anul acesta este intrarea în elită cu toate grupele de juniori, ceea ce înseamnă să ne clasificăm în primele 24 de echipe ale României. E un obiectiv ambițios, dar eu zic realizabil, nu e ceva chiar foarte greu, având în vedere experiența din trecutul recent. Este foarte greu pentru că ultimele puncte pe care trebuie să le acumulezi de la un moment dat se fac foarte greu. Noi, neavând prezențe în campionatele de elită în ultimii ani, pentru că suntem un club relativ nou înființat, și nu am participat în campionate de elită, nu avem la rezultate posibilitatea de a obține punctaj. Și atunci, practic, plecăm de la un scor de 83-84 de procente și trebuie să obținem 80 de procente. Adică suntem puțin presați să fim perfecți în celelalte zone ale clasificării. Hai să vorbim puțin de câțiva din copiii din copiii Academiei, copiii de vârf, să spun așa. Diego Burlacu este singur jucător de Liga a treia convocat la Naționala sub 17 ani, Naționala care se află în plină campanie de calificare la europenele din vară, din Cipru. Ce înseamnă lucrul ăsta pentru un club relativ mic ca FC Bacău? Păi, înseamnă că ușor, ușor înțelegem ce avem de lucrat, ce avem de făcut și este și o încununare a activității în timp a antrenorilor și a echipei de scouting, practic, pentru că el a fost adus pe parcursul perioadei lui de creștere de la Vaslui. Noi l-am implicat foarte atent în programul de pregătire, am știut poate să-i fructificăm calitățile, plus
faptul că a început să fie utilizat constant la nivelul diviziei C l-a făcut să aibă un salt foarte bun calitativ și atunci chiar este preferat în multe meciuri titular la lotul național al României, ceea ce pe noi ne obligă în continuare și ne face să credem că tot mai mulți copii de la noi vor începe să-i calce pe urme. Este vreun viitor Cristian Ciocoiu în Academie? Eu știu, așa, ca profil fizic, tehnic? Eu sper să fie mai mulți, nu neapărat Cristian Ciocoiu, fiecare trebuie să-și urmeze drumul. Sunt mulți jucători care ar putea și au un potențial să meargă mult chiar peste Cristian Ciocoiu. Depinde în mare parte și de ei, pentru că este un drum foarte lung, este multă muncă, multă seriozitate și din punctul nostru de vedere o să facem tot ce ține de noi să le facem un culoar să poată merge spre acest țel al lor. O să revin imediat la chestia asta cu un alt ego al lui Cristi Ciocoiu, întrebându-te ce șansă aveți de a prinde play-off-ul, pentru că e clar, nu depinde numai de voi, nu e un scop în sine, însă știm foarte bine că cu totul și cu totul alte perspective de creștere și de progres ai la nivel de play-off față de ce se poate întâmpla în play-out. Da, vă dați seama că atunci când a început acest campionat, noi ne-am propus să ne menținem în Liga a treia, nu aveam niciun fel de gând de a prinde play-off-ul sau știu eu ce lucruri nerealiste chiar ne-au pus unii pe sigla, așa ca să zic. Noi încercăm să câștigăm toate meciurile. Dacă vom reuși să câștigăm toate meciurile, este clar că avem o șansă în funcție de celelalte rezultate să accedem în play-off, ceea ce cred eu că pentru tinerii noștri jucători ar fi un lucru bun. Dar în același timp nu punem un obiectiv din accederea în play-off, pentru că bine, n-a fost un scop în sine și atunci nu vrem să creăm din nimic o presiune care poate îi afectează pe cei mai tineri. Eu, acum uitându-mă la rezultatele pe care le avem în urmă, consider că avem foarte puține puncte. Am avut și poate neșansă că nu am putut alinia în decursul etapelor jucătorii seniori pe care am considerat că ne bazăm în echilibrul acesta care ei trebuie să-l dea pentru cei tineri și atunci am jucat cu, eu știu, o echipă under 19 cu 2-3 plombe de seniori, când ar fi trebuit să fie invers dacă am fi avut vreun obiectiv clar stabilit. Aminteam de un alter ego al lui Cristian Ciocoiu și vreau să spun o întrebare care privește, eu știu, partea mai puțin luminoasă a carierei tale. Ai fost un jucător foarte talentat, dar și nu o spun numai eu, o spune toată lumea, nu te-ai împlinit pe măsura talentului și a potențialului tău. Fiind o fire mai comodă, mai boemă, într-o anumită zonă de confort, dacă ai observa în Academie un puști cu calitățile tale, dar cu, eu știu, aceeași predilecție spre o zonă de boemie, ce îi spune? Păi, vă dați seama că cam așa se întâmplă. Cei care au fost comozi în timpul carierei au tendința de a exagera cu pregătirea fizică sau cu elementele pe care poate și reproșează că nu le-au făcut suficient. E cert că, din punctul meu de vedere, am avut o carieră ok, se putea mult mai mult, asta e clar. Vremurile de atunci poate au făcut ca să nu fiu pregătit la cel mai înalt nivel, pentru că, vă spun, la ce condiții de
de testare și la ce condiții de a verifica nivelul de pregătire din antrenamente al jucătorilor le avem chiar și noi în momentul acesta, mă gândesc că ar fi fost și pentru antrenorii pe care i-am avut în acel moment mai ușor să gestioneze relațiile cu niște jucători foarte talentați, dar care au jucat, cum e cazul meu, eu chiar nu m-am ascuns niciodată să recunosc lucrul ăsta, cred că 80% am jucat din talent. Și acum fiecare poate să analizeze cum vrea acest lucru, pentru că dacă acest talent era dus la nivel de muncă, sigur că da, cel puțin să fi fost un procent egal, poate reușeam mult mai multe, dar în viață trebuie să fim mulțumiți, să fim realiști cu ce am realizat, trebuie să încercăm să învățăm pe ceilalți care vor să învețe din greșelile pe care noi considerăm că le-am făcut, să încurajăm să încerce, pentru că dacă nu încearcă și dacă nu fac greșeli, nu pot accede spre un nivel înalt de performanță. Cristi, tocmai aminteai de antrenori, de foștii tăi antrenori, și am să te rog să, eu știu, nominalizezi trei antrenori care ți-au marcat cariera, nu neapărat într-o anumită ordine, să-i nominalizezi și să spui eventual și ce au avut în mod special. Păi, aș începe cu cel care m-a remarcat la nivel de juniori, și anume Marcel Pigulea, cel care în acel moment, în anii 90, a vrut să reînființeze Luceafărul și a făcut o selecție la nivel național și am fost la București pe toată perioada junioratului în model Luceafărul și cred eu că a contat foarte mult în dezvoltarea mea ca și jucător. El nu poate să lipsească în condițiile în care suntem pe terenurile unei academii. Era normal să fie primul nominalizat. După care să ne întoarcem pe meleagurile noastre. Cred eu că am avut o relație și o colaborare foarte bună cu Ghiță Poenaru, cel care, alături de care am avut niște rezultate foarte bune la Bacău și probabil că ultimele momente de bucurie fotbalistică Bacău le-a trăit în acea perioadă. Și nu întâmplător Ghiță Poenaru este astăzi în Academia de Fotbal. Nu întâmplător este alături de mine în acest proiect. Avem nevoie de experiența lui, avem nevoie de felul lui de a fi, de bucuria cu care trăiește meciurile și cu nonșalanța cu care îți pune în față lucrurile. Pentru că nu avem timp să ne mai ascundem, nu avem timp să mai îmbrăcăm în știu eu ce poleală aspectele negative pe care le întâlnim în activitatea aceasta. Mai e unul. Mai am unul, e cam brusc, dar ai avea de unde să alegi cel puțin la Steaua? Aș avea de unde să aleg, sunt mai mulți. De la Pițurcă, poate la să fie Zenga, Victor, la Ienei, poate să fie Victor Stoichiță, Pițurcă, care m-a avut, pe care l-am avut la echipa de tineret și la Steaua. Stoichiță, alături de care am avut cele mai bune momente ale mele în tricoul Stelei. Dar sunt împărțite lucrurile, pentru că fiecare în parte a avut ceva special. Am avut momente deosebite alături de cei de acolo. Am avut șansa să obțin trofee și să am satisfacții pe plan profesional, chiar și la Bacău. Chiar care a fost? În niște condiții în care Bacăul niciodată nu viza niciun fel de perspectivă înaltă când începea campionatul, a fost un moment, la un moment dat, când chiar am avut niște discuții contradictorii cu domnul Sechelariu
și l-am rugat să-și pondereze, nașul l-am rugat să-și pondereze declarațiile care vizau, eu știu, cucerirea de trofee, pentru că era cupa și campionatul, da, 2002. Cupa și campionatul, am încercat să explic că încă este prematur, am făcut niște pași foarte importanți în acea direcție. Din păcate, eu consider că dacă ar fi existat puțină răbdare în acele momente, sunt convins că am fi reușit să facem mult mai mult în acea perioadă. Dar lucrurile aveau o efervescență în acel moment încât... Tipic lui Secherariu. Chiar bine, dacă n-ar fi fost așa, probabil că frumos. Nici n-ar fi reușit să facă anumite lucruri în fotbalul băcăuan și în fotbalul românesc. Important e că ne amintim cu drag de acele momente. Partea proastă este că a trecut foarte, foarte mult timp și trebuie să începem de pe acum să creștem o nouă generație de suporteri, o nouă generație de oameni care să vină la stadion să aprecieze. Întâi trebuie să avem stadion. Și asta e adevărat. Și după aia trebuie să le prezentăm niște echipe și niște jocuri frumoase pentru a-i atrage înapoi alături de acest fenomen care este foarte frumos, dar este foarte greu de ajuns la satisfacții mari pe care noi ni le dorim. Apropo, eram pe punctul de a te întreba și uite că ai revenit cu discuția legată de satisfacție. Care a fost momentul tău de vârf? Nu neapărat. Dacă vrei un meci sau o anumită perioadă, ai fost un jucător care a jucat în Liga Campionilor, în grupele Ligii Campionilor, adică... Știți cum care ar fi momentul ăla... sau perioada cea mai problema este că în cariera unui jucător există un moment care tot timpul este pe buzele oamenilor, care poate mai mult suporterii nu te lasă să uiți de el. Pentru mine a fost un meci în Cupele Europene cu Aston Villa. Eu zic că mi-e greu să caut alt moment, chiar dacă ca și importanță poate anumite meciuri sau evoluții ale mele au fost mult mai importante matematic sau oricum le dăm. Un meci cu Aston Villa în toamna lui 97, Steaua câștigă cu două goluri marcate de Cristian Ciocoi, din care unul cu adevărat superb, un gol fabulos din foarfecă. Și așa o mică anecdotă, în dimineața meciului, am fost la meci, țin minte, în dimineața meciului m-am întâlnit cu tine și cu Narcis Răducan în Ghencea, venisem să-mi iau acreditarea, era Dan Dumitrescu atunci ofițer de presă, și Narcis, puțin supărat că urma să nu joace, juca Linkar, dacă nu mă înșel, din motive bine cunoscute, a zis că las că dă Cristi două goluri și batem. Era un pronostic aruncat așa, mi-aduc aminte perfect. Deci Aston Villa ar fi un moment de referință, da, pentru Cristi Ciocoiu. Sunt momente în care, mai ales când ajungi să joci la Steaua în compania atâtor jucători valoroși, cred eu că, luat pe ansamblu, cea mai mare satisfacție a mea ca și jucător este că am avut onoarea și plăcerea să fiu în același vestiar cu mari campioni ai României. Când am ajuns în 96, era poate trei sferturi din Naționala României, care până în acel moment și de la acel moment înainte ne-au adus cele mai mari bucurii la nivel național pentru suflarea fotbalistică. Și atunci chiar am să te rog să stai alături de Lăcătuș, de Belodedici, de Ilie Dumitrescu, de Prodan, de Stelea. Nu vreau să, că sigur am uitat că e prea din scurt așa și n-am făcut o retrospectivă. Facem altfel. Te rog să-mi spui trei jucători foarte importanți contra cărora ai avut posibilitatea de a juca în cariera ta. Păi, din România, români sau? Nu mai contează. Din România am jucat și contra lui Gică Popescu când a revenit în țară. Și 1-1 s-a terminat pe Ștefan cel Mare, gol marcat de Cătălin Cursaru din penalti. Da, adică sunt foarte mulți. Dar din străinătate?
Nu știu, poate Rio Ferdinand mai era, după aia a fost stopperul din Naționala Germaniei, aș uita cum îl cheamă acum, dar... Unde juca? La Dortmund. La Dortmund, da. Kohler. Da, adică am jucat contra unor fotbaliști foarte mari. Și cel mai important, chiar la debutul în Liga Campionilor, am jucat la Atletico Madrid contra lui Simeone. Chiar am tricoul lui acasă. Da. Este singurul trofeu, să zic, între ghilimele, pe care l-am păstrat. Singurul tricou cu adevărat... O echipă foarte mare. Bună, Atletico Madrid, la vremea respectivă, în 96, cu Milinko Pantic, cu Ciolito Simeone. Nu știu dacă Prodan plecase la ei. Nu, sau... nu plecase, după aia a plecat. Da. Prodan tocmai dăduse acel gol fantastic cu Glasgow Rangers cu un an mai devreme. Da, deci cred că asta e satisfacția cea mai mare a unui jucător, când ajunge la nivelul în care se poate dezechipa într-un vestiar cu niște mari fotbaliști și poate fi coleg cu ei și poate pune umărul alături de ei în obținerea unor rezultate importante pentru fotbalul românesc. Mai departe, e clar că trebuie să ne obținem, să ne punem niște obiective mărețe ca în orice segment pentru a reuși să ni le atingem. Practic, dacă noi nu ne propunem să ajungem fotbaliști de top și, eu știu, de națională, nu o să reușim mare lucru. Nu putem să ne propunem, cum nici noi nu ne propunem să creștem fotbaliști pentru Liga a III-a, pentru că n-am fi avut nevoie de acest efort, nu am fi avut nevoie de aceste investiții. Și cred că ăsta este unul din sfaturile pe care pot să le dau jucătorilor și celor care vor să devină jucători, acela de a-și propune niște obiective foarte înalte. N-ai amintit tu, amintesc eu, îmi fac eu o datorie de onoare să amintesc că un moment remarcabil, un alt moment remarcabil în cariera ta, dubla cu Valencia, cu o dublă Andrei Cristea și cu un lot al Stelei, în care pe lângă Băcăoanii, Ciocoiu, Cristea, mai erau și alți băcăoani, da? Florin, da. Login, cred că era, nu știu, Pitu, dacă mai era la momentul respectiv, s-ar putea să fi plecat în Israel, dar cred că era și Baciu la vremea respectivă și, dacă nu mă înșel, tocmai venise și Dorin Goian. Adică o bună parte din ceea ce însemna FCM Bacău. Așa este. De asta vă spun că în momentul în care a început reconstrucția echipei din Bacău, la un moment dat, după un episod neplăcut cu retrogradarea, cu puțină răbdare am fi putut alinia o echipă care să emită într-adevăr pretenții de câștigare a unor trofee în România. Este poate o părere de rău pentru mine ca și jucător că nu am reușit mai multe atunci, dar lucrul ăsta mă face să îmi doresc ca măcar din postura în care mă aflu acum să îndrept lucrurile și să le duc cât mai departe în direcția de a recupera acele momente și de a încerca să le retrăim cât mai repede, cum spui tu. Pentru că Bacăul are nevoie de fotbal, are nevoie de sport. Este un domeniu care ne ridică la nivelul orașelor importante din România. Din păcate, în acest moment suntem într-o derivă, încă nu ne-am găsit direcția pentru a apărea din nou pe harta, eu știu, sportului în România. Nu vreau să încheiem această discuție a noastră fără să amintesc de o altă pasiune de-a ta, tot din cadrul
perimetrului sportiv, și anume motociclismul. Te mai dai cu... Da, din păcate nu prea am mai ajuns pe pistele de concurs cu motocicleta. Am avut și niște probleme de sănătate, dar chiar sunt foarte bucuros că în acest an, în mai, vom găzdui la Bacău pentru prima oară în istoria județului nostru o etapă de campionat mondial la enduro. Este, eu știu, o încununare a activității unui club la care eu am fost un membru activ, pentru că este mai vechi ca clubul de fotbal, are 15 ani. Am organizat foarte multe competiții naționale, chiar și competiții europene. Acum a venit timpul să încununăm munca membrilor clubului cu un campionat mondial. Este o recunoaștere și în acel segment că dacă îți propui și dacă ești pasionat de un lucru, poți să faci niște lucruri foarte ok, și cel mai important este că punem un punct pe harta sportului mondial, și acel punct este Bacăul. Cu perspectiva acestei etape de campionat mondial la motociclism, încheiem discuția noastră despre fotbal cu Cristian Ciocoiu, căreia îi mulțumesc încă o dată pentru prezența în podcastul nostru. Noastră vă mulțumesc pentru atenție. Până data viitoare, toate cele bune!